Ce putem spune că încă ne macină în succesul de acasă cu cei de la Viitorul Constanța? Am încercat ca în această săptămână să ne redresăm, dacă pot spune așa ceva. La Severin mergem cu toți. Mă spun toți, mă refer la lotul de jucători, la staful tehnic, administrativ, la cei care ne susțin, să câștigăm jocul. Este un joc decisiv pentru noi, un joc care ne poate redresa, un joc care ne pune din nou în cărțile pentru a încerca evitarea retrogradării. Am mare încredere în lotul care va face deplasarea la turnul Severin. Cei din conducere încearcă să ne asigure cele mai bune condiții de deplasare. Vom face deplasarea vineri, o zi înainte, cu avionul, ca jucătorii să fie proaspeți, să încercăm să obținem cele trei puncte care ne sunt necesare ca cai. Da, sunt ceva probleme medicale, evite după joc cu Viitor Constanța. Nu putem conta sigur pe Milea și Claudiu Ionescu. Vladul îi sub semn întrebări. În rest, întreg lotul de jucători valid, fără suspendați. Și cred că cei care vor intra în teren, de la început, cei care vor intra pe parcurs, vor încerca și sper să reușim să facem tot ce depinde de noi, să venim cu trei puncte de la Severin. Care e atmosfera? E destul de apăsătoare. Am pierdut un joc vital pentru noi, dar nu, eu zic, n-am pierdut tot războiul. Încercăm să scoatem cât mai mult din cele 8 jocuri rămase. Și eu, cei din staff, împreună cu jucătorii, cred că vom reuși să readucem publicul la stadion, publicul care a plecat dezamăgit după meci cu Viitor. Sper să redresăm și să ne aducem din nou elogiile celor care ne susțin și cred în noi. Foarte dificil, pentru că vom juca cu o echipă care se luptă de asemenea pentru evitarea retrogradării. Deși au avut și unele probleme, au plecat, mă rog, acționarii sau cine a fost pe acolo și n-au primit bani și de mai mult timp. Eu zic și cred că vor intra foarte montați în meciul pe care îl vom avea sâmbătă. Noi trebuie să fim foarte pregătiți din toate punctele de vedere la acest meci, pentru că, repet, este un meci foarte important. Mai sunt 8 etape de jucat, mai sunt puncte în joc, dar o victorie la Severin va fi foarte importantă pentru noi. În rest, la jocul cu Viitorul, normal, am fost foarte dezamăgiți toți și pentru jocul prestat și pentru rezultat. Dar așa cum și Viitor ne-a bătut la ei și ne-a bătut și la noi, noi am câștigat cu Severinul la noi acasă și eu zic că să câștigăm și la ei. Trebuie să ne revenim, trebuie să ștergem cu buretele ce a fost. Avem șansa ca peste 2 zile să demonstrăm că meciul cu Viitor a fost un accident. Să demonstrăm că avem valoare și că trebuie să fim acolo unde ne este locul, deasupra linii. Voi cum explicați parcursul dintre o singură victorie și mai multe? Da, este... Nu este tocmai ce ne așteptam. Ne-am fi dorit mult mai multe puncte. Am avut și o serie de meciuri destul de grele cu echipe bune ale campionatului nostru. N-am reușit să obținem mai mult. Ne rămân astea 8 etape în care trebuie să obținem maxim cât putem.
cu cât vom obține mai multe victorii, cu atât va fi mai bine. Vă mobilizează prima promisă de conducere? La meciul ăsta, bine, orice primă și orice motivație pentru noi este binevenită, însă meciul ăsta trebuie să jucăm ca și cum ar fi ultimul. Pentru că este foarte important, nu ne mai gândim acum la bani, ne gândim să câștigăm și să acumulăm puncte. Clar că e un moment greu pentru tot fotbalul ieșean. A pierdut o foarte șansă extraordinară de a scoate capul de unde eram. N-am reușit. Ne doare pe toți. Însă avem o șansă enormă acum, la două zile, să remontăm ceea ce am pierdut la meci cu Viitor. Clar că ne doare, suntem dezamăgiți, suntem supărați. Și indiferent de ce condiții ni se oferă să mergem, să ne deplasăm la Severin, trebuie să mergem și cu autocarul și pe jos. Dacă nu reușim, părerea mea, dacă nu reușim să câștigăm la Severin, eu zic că proporție foarte mare, nu știu dacă vom mai avea șansă. Asta e părerea mea, asta simt în momentul ăsta și tot ce s-a întâmplat până acum în returul ăsta de campionat, e clar că nu e valoarea noastră, dar în fotbal, nu știu, sunt momente care sunt foarte grele și trebuie să le depășim. Dar încrederea este mare în noi, chiar dacă atmosfera nu e așa extraordinară și sperăm că după meciul cu Severin să ne revină iar zâmbetul pe buze, pentru că avem nevoie. Ar fi păcat mare de tot să nu putem să rămânem în prima ligă, pentru că nicio echipă nu cred că e mai în afară de cele deasupra clasamentului, mă refer la primele 5-6 locuri, nu cred că o echipă are valoare mai mare ca noi. Dar lipsa de experiență, tot ce s-a întâmplat până acum, mai zic că și-a spus cu mâna. Sperăm ca după meciul cu Severin să avem și capetele, să mai zâmbim, pentru că avem nevoie, chiar dacă nu prea zâmbim. Înfrângerea cu Viitorul, primarul a spus că dacă nu bateți la Severin, se gândește serios să-l schimbe pe Ciobi. Cum vă afectează probabil? Părerea mea e că Ciobi are cea mai mică vină în tot ceea ce s-a întâmplat la Iași. De mult n-am mai avut un antrenor care să de genul lui Ciobi. Toți suntem vinovați, ei plătesc, probabil antrenorii întotdeauna plătesc primii. Vă dați seama că nu-i convine nimănui ca antrenorul să fie schimbat, dar sperăm să nu se ajungă până acolo. Ei dau banii, domnul primar dă banii, ei decid. Noi am vrea să rămânem în continuare același grup, pentru că ne-a fost și bine, ne-a fost și greu, am format o familie și sperăm să rămânem în continuare. Acum fotbalul e un sport, putem pierde, putem câștiga. Important e dăruirea de care am dat dovadă, numai atunci acum vom putea scoate capul. Dacă nu... Dacă nu mă afectează pe voi asta? Păi, seama că ne afectează orice discuție negativă asupra echipei, orice injurii, orice... Dar sunt fondate, pentru că aceea am arătat la meciul cu Viitorul și la câte puncte a spus până acum, e normal să vorbească lumea de noi așa. Da? De asta ne-am apucat din fotbal, trecem și pe momente mai grele, trebuie să încercăm să nu le băgăm în seamă și să scoatem în cap. Voi vă simțiți capabil să salvați echipa? Am demonstrat-o de multe ori, că suntem o echipă bună. Am demonstrat-o și la media, și am demonstrat-o la Galați, am demonstrat-o cu Dinamo la noi, am demonstrat-o cu echipele mari, chiar dacă poate n-am făcut rezultate. Suntem capabili, numai că, știți cum, când ești jos acolo, depinde foarte multe lucruri. Important e capacitatea noastră la ora jocului să putem depăși, să depășim ceea ce ne apasă și să ieșim, pentru că ne jucăm practic viitorul la meciul cu Severin.
multe, știu să spun, la un moment că ăsta se pot zice multe, dar e important cum vă fi la ora jocă. Ați pregătit meciul diferit față de alte partide? Nu, pentru că nu aveam de ce. Nu știi ce avem de făcut. Ciobi tot timpul ne-a pregătit exact la fiecare meci, știm ce trebuie să facem. Numai că v-am zis, e puțin mai special meciul pentru că dacă nu suntem, presiunea e maximă. Sperăm ca jucătorii tineri, noi, ăștia mai, să zicem, mai experimentați, să reușim să facem, să luăm cele 3 puncte. Prea multe cuvinte, nu știu dacă îți de zis. Dacă vă reușim să câștigăm, merge că ușor ne recăpătăm iar crederea în noi și sperăm ca până la final să fim deasupra linii. M-am zis, pentru că nu merităm. Nu sunt echipe mai valoroase ca noi care sunt deasupra noastră, numai că punctele vorbesc.